Dragilor, să știți că a venit momentul potrivit să vă aduc la cunoștință că în data de 27 februarie, municipiul Bălți va găzdui iar marocul de semințe, unde sunt așteptați toți grădinarii. În cadrul evenimentului vor fi distribuite semințe nemodificate și netratate chimic, cât și informații despre cultivarea lor. Mai multe detalii despre iarmarocul de semințe vom afla în această seară de la doamna Aliona Culai, antreprenor agricol, însoțită fiind de fiica ei, Andreea Culai, care ne va bucura în această seară cu melodii frumoase. Iată de ce vă invit să o admirăm chiar acum. Andreea Culai! Ce se întâmplă în lume oare? Pleacă păsări călătoare, seacă apele, nu cresc lunciile și nu înțeleg ce ne rămâne. Bun pământ leagă în sub soare. Încă vreau.
aplauz, Andreea, pentru că le meriți. Mai bun să fim, te invit să vii mai aproape de noi, să te faci comod pe canapea. O melodie care se potrivește mânușă cu această zi, ziua în care a fost declarată ziua de manifestarea spontană a bunătății. Îți mulțumesc pentru că ai dat tonul emisiunii noastre cu o melodie atât de sensibilă și o melodie care cu siguranță îi face pe toți cei de acasă să se gândească care este rostul lor pe acest pământ și ce lăsăm în urmă, dar ar trebui în fiecare zi să ne gândim la acest fapt. Iată că în această componență, mamă și fică, doamna Alona și Andreea Colai, sunteți pentru prima dată la Tezaur TV. Vă zic cu mare drag bună seara și bine ați venit în acest platou. Bună seara, bine v-am găsit. Bine v-am găsit și vă mulțumim pentru invitație. Mama și fică care sunt pasionate de activități diferite, însă frumoase. Iată de ce în această seară ne-am propus, doamna Luna, cu dumneavoastră să vorbim despre iarmarocul de semințe, fiind combinat cumva cu pasiunea Andreei pentru muzică, însă încercăm să le secționăm cumva. Vorbim despre iarmarocul de semințe, care va avea loc în data de 27 februarie la municipiul Bălți. Spuneți-ne, vă rog, cui aparține ideea, de unde a pornit această idee și de ce la Bălți? Ideea e pornită de mult din România, am adus-o aici în Moldova eu. E pornită de la un grup Semințe Libere din România. Am fost pe acolo la foarte multe târguri, în foarte multe municipii, mutându-ne deja în Moldova. Am zis de ce nu. Am făcut și Moldova 1, am vrut a doilea, când a venit pandemia nu s-a primit. Deja de 2 ani eu activez într-o companie foarte mare și nu mai am atâta timp să aloc grădinăritului și a tot ce înseamnă semință nemodificată, netratată. Și acum a venit, mi-a dat domnul Ion Cazacu, care a fost și el la dumneavoastră aici la Tezaur. Este anume un, cum ai zis și tu, Luminița, exact se potrivește mânușă ziua de astăzi, bunătatea spontană, care o face, domnul Ion o face necondiționat. Deci bunătatea spontană, eu așa o înțeleg. Dăruiește fără ca să aștepți ceva să, în schimb. Ceva să-ți se întoarcă. Și el m-a sunat, Aliona, putem face o piață, uite, vine, putem, domnul Ion. Și aici la Chișinău, nu știu, și cu locația așa, el a găsit și locația la Select, este Institutul Agricol Select în Bălți. Și deja, noi venim cu semințe fiecare, cine are, cine nu are, nu e nicio problemă, adică nu e nimeni condiționat. Venim, primim, se distribuie tot, orice se distribuie gratuit, de la semințe până la plantuțe. Așa. O rugăminte mare are domnul Ion, fiecare, chiar ăsta care vine și primește, dacă are în curte sau în vecinătate sau, nu știu, pe undeva pe drum unde a văzut poni, anume din aia vechi, din moș strămoș, para aia cu gustul ăla de pară, mărul ăla, anume să nu fie tratat, să nu fie tratat măcar 5 ani, să aducă câte o crenguță, câțiva emuguraș, fiindcă domnul Ion, cum v-am zis, el toată viața ceva, inventează ceva, nu că inventează, că nu inventat altoitul, dar vrea să facă ceva altoiește, anume să mulțim Moldova noastră, înverzim pomii aia vechi care sunt autentici. Autentici, cireșul ăla negru, amar, măr, păr, tot. Pe care le gustăm și spunem, e ca în copilărie, noastră, asta este fraza cea mai des întâlnită și rostită. Cine mai sunt persoanele implicate în acest iarmaroc? Deci, persoanele implicate în iarmaroc, cred că o să fie mai multe. Cu dăruitul, iarăși eu mă aștept acolo deja pe eveniment, am rugămintea lumea să deschidă evenimentul, să citească, este un text de citit. O să se implice și de la Chișinău avem, și de la Ungheni, și plus noi la iarmarocul ăla, după ce distribuim semințele și așa, o să avem și avem un doctor în științele agricole care o să ne învețe, domnul Ion despre permacultură, mai sunt acolo niște domni care promovează iarăși toate bioenergiile, deci, după cum am menționat anterior, nu e vorba doar de distribuit acele semințe, este vorba despre un eveniment care vine susținut și de o informație utilă pentru toți cei pasionați de grădinărit. Da, și ca să nu uit să menționez, chiar astăzi am primit de la soțul meu din Oradea, ni se alătură și Banca de Gene Buzău,
de la frații noștri, deja ne-au trimis cu implicarea domnului director Costel Vânătoru și la un prieten foarte bun al nostru din România, Nelu Brânză, au ajuns deja semințele și niște cărți la domnul Vânătoru în Oradea și cu siguranță săptămâna viitoare o să ajungă și la Chișinău și o să fie distribuite și în Moldova semințe de la Banca de Gene Buzău. Așa, ce fel de semințe se așteaptă să fie distribuite acolo? Sau cel puțin dumneavoastră, cu ce semințe mergeți la Iarbaru? Eu nici nu știu dacă încep, îți mai trebuie o emisiune. Semințe de tot felul, anume ne bazăm și asta ne dorim să păstrăm iarăși. Semința aia veche, cu gustul ăla din copilărie, asta e cel mai popular și cel mai pe înțeles tuturor. Semințele netratate, nemodificate, deci eu personal am semințe și din astea chiar de la mămica, de la bunica, le păstrau în cutiuțe de chibrit din astea și le-am dus așa din an în an. Ardeiul ăla, roșia aia, acum noi cu datorită Banca de Gene de la Buzău avem omordica, lufa, sunt semințe, o să fie foarte multe. Eu personal am făcut, cred că vreo 700 de pliculețe plus ce vine de la Banca de Gene, acolo o să fie de genul miilor. După aia vin, o să avem cu siguranță și sunt multe persoane care o să vină și fiecare ce are, adică nu e condiționat absolut nimeni, că dacă nu primești, dacă nu aduci, nu. Chiar crenguța aia, dacă nu ai să o aduci, nu aduci, frate, vii și primești că așa e frumos. Care este scopul prioritar? Scopul prioritar să ne învățăm să facem mai mult bine, să înverzim Moldova. Să avem o Moldovă verde și multicoloră. Asta e scopul. Nu avem niciun interes, niciun scop să fac asta ca să nu știu ce. Cine sunt așteptați la iar, mă rog? Sunt așteptați toți doritorii de grădinărit. Acolo noi făcându-l în Bălți, bineînțeles că județele din apropierea Bălțului o să fie mai... Institutul ăla, cercetare, selectul ăla, eu am înțeles majoritatea, îl știu. Acolo pe grup este în stradă. Și să vină fiecare grădinar, să vină fiecare iubitor de frumos. Noi nu condiționăm, dar cu rugăminte. Cine primește să mulțească și la rândul lui să dăruiască în continuare. Asta nu e o condiție, asta e, așa e frumos, să păstrăm continuitatea. E doar un îndemn de a promova, de a mulți, de a valorifica tot ce este frumos. Doamna Luna, haideți să ne mai spuneți încă o dată, ce înseamnă semințe neprelucrate, chimic, nemodificate? Sunt acele semințe păstrate din an în an? Da, sunt semințele păstrate din an în an. Și anume la Iarmarocul ăsta, domnul Ion Cazac, cum v-am spus, o să ne povestească cu domnii care o să fie, o să ne povestească despre permacultura asta și așa. Eu de 5 ani nu stropesc în grădină deloc. Asta înseamnă măcerat. Dar care este definiția? Pe scurt, succint, dacă ar fi să la spune. Ce înseamnă permacultura? Permacultura înseamnă nesăpat, netratat, totul natural. E acolo mucire, sunt mai multe, e o altă... Deci e o știință. Este și trebuie să... Dar e ceva frumos, e ceva unde microorganismele lucrează, măceratul, tot. Deci noi nu stropim, noi nu săpăm. E mucirea, buruienile pentru noi e o binecuvântare la Dumnezeu. Adică dacă e buruian în grădină, să fie domnule, cât mai mult. Dar când și cum a început pasiunea asta dumneavoastră pentru tot ce vine neprelucrat, chimic, nemodificat? Aici am găsit-o în Chișinău, când ne-am întors în 2015. Sunt diferite grupuri, sunt diferite și am zis de ce nu, mi-a plăcut. Semința agriculturii e semănată, e născută. Din doi agronomi sunt născută. Dar încă în România am stat la bloc. Oricum visul meu era casă, teren, pământ, semințe, plante, flori, tot. Și aici când am dat de permacultură, mie îmi place. Chiar dacă sunteți cu un program mai plin, mai încărcat, după cum spuneați și dumneavoastră, nu aveți deja timpul suficient pentru a acorda acestui domeniu. Însă știu că sunteți implicată oricum, măcar cu sufletul, și ați fost parte din mai multe evenimente, după cum ați spus dumneavoastră. Dacă ar fi să spuneți opinia dumneavoastră referitor la cei din Republica Moldova, cât de mult sunt interesați oamenii pentru
alege semințele neprelucrate pentru a consuma produse neprelucrate, nemodificate. Credeți că mai e încă loc pentru... Este Luminița și mă bucur foarte mult, fiindcă anume în domeniile astea cu semințele, cu permacultura, cu tot ce înseamnă ecologic, biologic și așa, sunt implicați tineri, tineriet, foarte mult tineriet este și asta mă bucură. Și în Chișinău sunt diferite grupuri, sunt diferite seminare, sunt diferite traininguri, sunt diferite, adică da, este, eu totuși sper că o să fie și la noi, eu tot timpul spun, o să fie și la noi bine, nu știu când, dar o să fie. Speranța moare ultima, e important să nu moară, știi? Atâta timp cât noi asta ne dorim și noi contribuim și venim cu un îndemn, venim cu, nu știu, cu un exemplu, îl fac eu, domnule, mâine fă-l și tu, fă-i și tu, că vin unul pe altul, ne susținem, adică sunt, este și mă bucur. Să aud și aud că nu vor să pleci, asta e cea mai mare bucurie. Deci, încă o dată se menționa faptul, 27 februarie, ora 10, municipiul Bălți, iar marocul de semințe, unde vor fi distribuite semințe, fără nicio condiție tuturor celor pasionați de grădinării, tuturor celor care vor să facă rost de aceste semințe, dar și de ce nu să le promoveze, să le distribuie și ei la rândul lor. Să le mulțească și să le distribuie la anul viitor, de ce nu? Mai facem. Facem și acum în februarie, trebuie facem și la toamnă. Doritor să fie și să meargă continuitatea asta de frumos, anume de binele asta spontan făcut, fiindcă chiar nu contează. De la o activitate frumoasă, trecem la altă activitate frumoasă, cu titlul de muzică. Andreea, tu bănuiesc că nu te-ai plictisit în acest timp, însă era important să aducem informația celor de acasă referitoare la acest iarmaroc de semințe. Nu ai fost pe la Tezaur TV de ceva timp? Da, și sunt curioasă. Ce ai făcut în această perioadă și cu ce rezultate, cu ce realizări te poți lăuda? Sau de ce realizări te bucuri? Păi evident că mă bucur de orice fac până în acest moment și de orice am făcut. Nu știu cu ce să mă laud, chiar dacă aș avea foarte multe chestii, sunt un pic mai modestă. Dar eu te provoc să lași modestia în această seară. Trebuia să-ți zic de la intrare, să o lași după ușa. Bine. Tu încearcă. Cred că cea mai mare realizare a mea de până acum a fost faptul că am atins nivelul C1 în engleză. Respectiv, este, mulțumesc, este ultimul nivel de engleză și mă bucur pentru asta, pentru că am început să lucrez în acest domeniu al limbii străine, încă din grădiniță. Pe lângă asta, mă bucur de rezultate foarte frumoase în muzică și sper ca de grabă să putem să organizăm din nou concerte, concursuri, activități care să ne pună un pic în valoare, pentru că acești 2 ani, de grabă să fac 2 ani, și-au pus amprenta într-adevăr pe lumea muzicii și în general lumea artei. Cu ce să mă mai laud? Bine, dar au fost organizate concursuri online. Ai participat sau cumva ai încercat să-ți... Am participat la câteva, doar că nu am o părere foarte, foarte bună despre aceste concursuri. Într-adevăr, promovez aceste concursuri pentru că sunt un mod un pic mai ieșit din comun de a promova oricum talentele și de a nu uita de ceea ce avem în țară și de ceea ce o să ne ducă faima în continuare, dar oricum eu susțin că concursurile care se fac fizic sunt mereu binevenite și sunt mult mai efective decât cele de ce? Online. Păi online e mai ușor, te înregistrezi, vezi, dacă nu iese acum, iese a doua oară, adică o faci până iese perfect, dar emoția de pe scenă și faptul că ai doar o încercare face ca emoțiile și sentimentele astea să se amplifice. Da, amplifică. Pentru că asta vreau să zic, în momentul în care ești la un concurs online, emoțiile sunt la fel sau sunt mai moderate? Nu sunt deloc. Aproximativ deloc, doar gândul că trebuie să cânt și să înregistrez perfect. Asta e un pic... E factorul care pune un pic presiune pe tine, dar în general emoțiile simțite la concursul fizic nu vor fi niciodată la fel ca cele online. Ce a
alte pasiuni mai ai pe lângă muzică și iată limbile străine de care ai menționat anterior? Hai, cred că nu mai am nicio... Ah, sportul, pot să spun sportul? De ce nu? E o pasiune, n-ar da? N-ar fi o pasiune și o pasiune care promovează, de fapt, un mod sănătos de viață. Exact. Nu fac un anumit sport, dar frecventez sala de forță, chiar dacă nu prea mă forțez. Deci pentru tu mergi a mă pentru a te întreține. În formă. Da, exact. Mă pregătesc încet, încet pentru vară, pentru sezonul estival. A, pentru bazine, pentru... Da, să sperăm că pentru o să costumul de baie, Andreea. Exact. Da, ia să-mi spuneți, voi întâmplător nu mergeți împreună la sala de forță? La sala arată de sport? Bine, nu? Da, la cum arată, doamna Alion? Nu, nu mergem împreună, dar cred că noi suntem o influență bună asupra sănătății și asupra corpului și de asemenea semințele și tot ceea ce crește mama natural în grădină, de asemenea pun amprenta și sunt un plus pentru un corp sănătos și armonios. Semințele, dar care este regimul vostru alimentar? Ei, n-avem. Un regim alimentar nu avem unul strict sau nu avem un... Dar totuși ne stărim să mâncăm gătit acasă, da. Să mâncăm mămăliguță mai des, chiar dacă mălaiul ăla nu mai este... Mămăliga. Așa. Da. Așa, gătit, mai mult gătit. Că... Și tu, Andreea, îți mai dai cumva așa liber la un fast food? Acum am vrut la... să zic. Câteodată, ca să nu știe mama. Când nu știe mama. Dar de obicei nici eu nu optez la cheltuit foarte mulți bani. Și oricum mâncarea de acasă e cea mai bună și ești 100% de procente sigur că mănânci ceva făcut de mâna mamei. Andreea, asta am vrut să zic. Mixicat. Mâncarea de acasă este cea mai bună. Da. Dar mâncarea făcută de mama, deci nu se poate compara cu alte delicii culinare, nici într-un caz. Exact. Deci, dacă tot v-am prins pe ambele pe această canapea, ia să-mi spuneți, care este relația dintre voi? Cum e relația dintre voi? Mamă-fică? Să-ți spunem acum. Da, eu chiar vă provoc. Ne înțelegem foarte bine, ca să nu intrăm în detalii. Da, dar eu insist. Că vreau și detalii. Păi, cred că deja este o relație de la matur la viitor matur. La viitor matur. Mai am puțin și eu și trec de treapta asta de adolescență, preadolescență, maturitate. Câți ani ai, Andreea, apropo? 16, 17 de grabă. A, mulți înainte. 17 de grabă. Ai grijă că peste câțiva ani nu mai zici de grabă 17, da. Dar tot o te ține. O să țin pe 16. Ne înțelegem bine, am început chiar să vorbim mult mai mult ca înainte. Cred că asta a fost o treaptă normală și cred că a fost o perioadă pe care ai întâlnit-o și la Leo, adică fratele meu, nu știu. Dar mă bucur foarte mult de relația pe care o avem și sper ca în continuare să ne înțelegem așa și evident că o să ne înțelegem așa în continuare, pentru că este o anumită armonie și nu doar între noi, dar între toți membrii familiei. Deci armonia dintre voi se instalează pentru toți membrii familiei, da. Pentru toată familia. Dar tu îți permiți să-i zici mamei orice? Aparent, nu chiar orice, dar în mare parte da. Deci sunt momente în care te gândești că... De ce îți acum din mine? Să-mi tai secrete din casă. Deci după asta mă duc eu acasă cu ea, nu mai. Deci acolo unde te gândești, probabil că nu va fi de acord cu mine, eu mai bine tac, știi? Nu mint, dar mai bine tac, mă abțin, da, mai bine nu ceva. Zic. Doamna Luna, incontestabil, fiecare mamă își iubește copilul. Însă, care sunt acele secrete sau care sunt acele valori pe care trebuie să se bazeze o relație sănătoasă inițial și apoi frumoasă dintre o mamă și un copil? Iată, Andrei a zis anterior comunicarea. Comunicarea, Luminița, e cea mai importantă mamă-copil, cea mai importantă soț-soție, cea mai importantă în familie. Cred că comunicarea e pe primul plan. După aia merge libertatea. Dă-i libertate copilului, nu-l presa, nu. Stai, du-te, nu. Eu vreau să spun că noi în România n-am văzut ceea ce vedem în Chișinău pe străzi, cum se educ copiii pe străzi, asta e de groază. Dacă mă vede acum, am vreo mămică... La ce vă referiți? Mămicile cu copii mici, îi bat, îi... Cum se... Măi, fraților, aveți copii mici și educați-vă copii acasă, stradă, nu știu. La noi, deci libertatea, asta nu înseamnă să țipi, să-l bați, să zbieri, nu știu. După aia,
iarăși, e stima. Bine, e... dar știți vorba acea veche din bătrân, că bătaia e ruptă din rai sau unde bate mama crește? Nu, cum nu, era? Cred că am trecut peste această etapă și nu cred că e momentul ca... Adică eu din să viziunea mea să... Nu. Niciodată, Doamne ferește. Bine, dar se va spune că părintele oricum ar trebui să-și câștige cumva autoritatea în fața unui copil și nu vorbesc despre vârsta pe care tu o ai, Andreea. Cum și părintele își dobândește această autoritate? Cu dragoste, numai cu dragoste și dobândești, ca și în cuplu, iarăși. Eu copil asociez ca cuplu, cu dragoste, din dragoste, din stimă, din respect, nu din frică, nu din ură, numai cu dragoste. Bine, dar n-ați avut niciodată momente în care vă doreați să vă certați copiii? Ei, când ne-am certat, când ne-am mai supărat, au fost, deci, deci nu vreau să înțelegeți acum că noi suntem, aoleu, cei mai ideali. Nu există, ideal nu există. Avem de toate, și plusuri, și minusuri, cer, și așa. Tot cu dragoste, da? Da, tot cu dragoste, deci nu... Așa, ușurel, dacă ne-am supărat un pic, am pus botul, m-am întors... Și ne trece. Trece. Dar de unde îți dai seama ca părinte până unde ar trebui să meargă acea libertate pe care o oferi copilului tău? Părerea mea îi, tot copilul te ajută să-ți dai seama. Tot copilul te ajută să-ți dai seama până unde. Deci... În funcție de comportament, în funcție de cum se manifestă, în funcție de atitudinea față de cei din jur, din atitudinea față de familie. Noi, ca părinți, trebuie să fim conștienți din start. Copilul îi dai aripi, îi dai rădăcini, îl uzi la rădăcină, îl crești până la un moment dat, iată, băiatul deja a plecat. Niciodată, eu tot timpul, nu știu, nu că ca fiecare mamă are, care au copii, știu ce înseamnă asta. Și eu tot timpul mă gândeam, mie o să-mi fie foarte greu să depășesc perioada asta, copilul meu se va căsători și a găsit pe altcineva. Automat deja dragostea rămâne până la timpul ăla, mai mult la local. Se desprinde puțin de dumneavoastră. Dar să știi că atâta timp cât am văzut că lângă el este o fată demnă, inteligentă, frumoasă, deșteaptă, sincer, deci, cu mâna pe inimă. Inima e liniștită. Da. Inima de mamă e liniștită. Ei, eu zic că până când se va desprinde cumva Andreea de dumneavoastră, mai e timp, nu grăbim lucrurile. Aici deja mă doare. Aici mă doare. Dar și acolo mă doare, și acolo mă adură, dar deja 7 ani, 8 de când a plecat de acasă. Și ne-am obișnuit deja. Așa. Aici o să ne doară și aici. Fetelor, îmi permit să vă zic, fete, că avem o discuție. Suntem fete. Ca între fete. Cum a început pentru voi anul 2022? Super! Nu mă bucur acest... Andreea, bine, cumva așa la mijloc ești. Au fost anumite situații, dar privim partea bună a paharului și ne bucurăm că am întâlnit noul an împreună cu toată familia, deci cei 4 membri plus un câine. Și astea, cele mai importante momente sunt cele din familie și... Pe acestea le prețuim și mai ales că avem ocazia să sărbătorim cele mai frumoase sărbători din an în familie. Asta cred că a făcut ca noul an să înceapă foarte frumos. Și ce obiective v-ați setat pentru 2022? Ce vă doriți să realizați în acest an? Știi, de când e pandemia, deja nu mai ne punem scopuri, visuri din alea mari, grandioase și nu știu ce, ne-am setat sănătate în primul rând, să avem calificări cât mai bune, să fie toată lumea sănătoasă, bucuroasă, voioasă și în rest ele vin pe parcurs. Andreea, tu ce îți dorești? Poți să mai adaug, să completezi. Eu pot să mai adaug ceva din viziunea mea, ceea ce vreau eu și ceea ce vreau eu să scap. Vreau să dau cu bine tezele, vreau să încep cu bine clasa 12-a, vreau să iau cu bine permisul, în fine. E o multitudine de scopuri. Tu ai mai multe obiective. Tu totuși ai scopuri, indiferent de pandemie. Da, păi indubitabil, cum s-ar spune. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Vă mulțumesc pentru interviu, pentru informații. Andreea, la final de interviu te invit, evident, să ne mai cânți o melodie frumoasă. Sigur. Cum se numește, apropo? Se numește Invitația la tăcere. Invitația la tăcere, timp de câteva minute, te rog să vii aici. Mulțumesc. Până când Andreea ajunge pe scena platoului nostru, doamna Leona, vă doresc mult succes și mulțumesc la Iar Maroc și în tot ce vă propuneți să faceți și până la noi revedere!
Mulțumim, mulțumim pentru invitație și vouă succes. Sunteți o echipă de profesioniști. Felicitări, succes și Doamne ajută! Vă mulțumim! Iar pe voi, dragilor, după cum deja ați înțeles, evident că vă îndemn să o admirați, apreciați și aplaudați pe Andreea Culai. Vorbește mult și scrie, nu-ți place. Când am să-ți tac, să știi că m-ai pierdut. Cu tot cu amintiri, furtuni și pace. Nu mai sunt cuvinte când sufletul e mut. Le adună, povestește, te irită. Am să-ți scriu să știi că nu mai sunt. Tăcerea mea, ea nu o să te mintă. Melodii fără de sunet am să-ți cânt. Să privești. Când merge prin jerate și te scurt.